Salutare, oameni buni, și iată că suntem la o nouă provocare. Iar provocarea de astăzi este la rugămintea unui conducător auto care de curând a intrat într-un conflict rutier, și anume în orașul Chișinău, la intersecția străzilor București și Ismail. Deci, provocarea sună în felul următor. Se apropie de această intersecție trei autoturisme și toate trei sau conducătorii acestor autoturisme au intenția de a se deplasa înainte și chiar se deplasează, însă toți trei de pe benzi diferite. Care din aceștia a procedat regulamentar? Lăsăm în comentarii deja cum s-a creat și tradiția noastră doar un simbol al inimii de culoarea mașinii care a procedat regulamentar, iar până la sfârșitul săptămânii neapărat aflăm și răspunsul. Succes!